programată ședința Consiliului Local pentru adoptarea bugetului local pentru acest an. Întârzierea este foarte mare și în raport cu așteptările cetățenilor și în raport cu așteptările administrației locale. Dar, în sfârșit, avem un buget clar, concret și știm care sunt principalele obiective ale acestuia pentru anul în curs. Bugetul este format din venituri de 103 milioane de lei, din care venituri proprii 82 de milioane și diferența sunt sume atrase atât de la bugetul de stat, cât și din finanțări pe proiecte europene sau cofinanțări ale unor proiecte. Bugetul este structurat în așa fel încât să asigure toate cheltuielile materiale de funcționare, dar și principalele obiective de investiții, atât cele promise în campania electorală de domnul primar, dar și cele solicitate de oameni pe parcursul acestui mandat. Și aici mă refer la finanțări și în două sau trei cazuri, acolo unde avem cofinanțări, pe exemplu proiecte finanțate din Planul Național de Dezvoltare Locală sau din fonduri europene, spre exemplu finanțarea pentru cooperare transfrontalieră, acolo există cofinanțări. Aș vrea să mă refer în primul rând la cheltuieli de funcționare, pentru că, de fapt, bugetul este structurat în proporție 70% cheltuieli de funcționare, 30% cheltuieli de dezvoltare. 70%, ceea ce reprezintă un procent foarte important din totalul cheltuielilor acestui an, este cumva gândit să susțină principalele domenii de activitate pe care primăria le are. Și aici vorbesc de asistența socială, care are alocate aproximativ 14 milioane de lei. Vorbim aici de preluarea în integralitate a costurilor cu persoane cu handicap și asistență personală persoanelor cu handicap, cu copiii de la creșe, vorbim de activitatea căminului de bătrâni, vorbim de persoane îngrijite la domiciliu, suma acestor activități sociale, care este importantă, la care se adaugă alocarea de tichete sociale, ajutoarele pentru încălzire, ajutoarele de celălalt tip, de tip social sau de urgență, toate aceste activități însumează, iată, 14% din bugetul total. Este, de fapt, cea mai mare cheltuială pe care o suportă administrația locală dintre toate capitolele bugetare pe care le avem. Pentru că la Cernavodă priorități sunt învățământul și sănătatea. La sănătate s-au alocat 30 de miliarde de lei vechi, adică 3 milioane de lei noi. Din această sumă, 2 milioane reprezintă cheltuieli de funcționare ale unității spitalicești din oraș, iar diferența o reprezintă cheltuieli de investiții. Pentru prima dată în istoria orașului se va cumpăra un echipament tip mamograf, astfel încât femeile din Cernavodă, fetele din Cernavodă, vor putea beneficia de servicii în cadrul spitalului, de imagistică în cadrul spitalului de la Cernavodă și nu vor mai fi nevoite să ajungă la Constanța, să aștepte un timp mare de programare pentru astfel de investigații, care de multe ori salvează viața oamenilor dacă sunt făcute la timp. Să avem un nivel de echipare al spitalului de aproximativ 95% în acest an. Vorbim de fiecare specialitate în parte, vorbim de dotarea ambulatorului de zi din Spitalul Cernavodă, dar și de fiecare secție din cele care funcționează în acest moment. Se adaugă, cum spuneam, capitolul de sănătate, care este unul important și care, să spunem, are o dedicație întregului spectru de cetățeni din Cernavodă, capitolul învățământ, care este dedicat copiilor cuprinși la școală. Vorbim și de grupa 0, vorbim și de școala primară, respectiv gimnaziu și liceu. Populația școlară din Cernavodă este cuprinsă într-o proporție covârșitoare în învățământ. Pe ultimele statistici avem cam 98% din copiii din oraș care sunt cuprinși în activități de educație. Pentru asta, în urmă cu 2 ani și respectiv în acest an, sunt proiecte și programe care dezvoltă școlile din oraș. Avem chiar o școală, școala 1, care anul acesta va avea o investiție realizarea unei cantine școlare, ocazie cu care va fi o unitate Fanion în județ Constanța. Printre foarte puținele, eu cred că este chiar singura școală gimnazială care va avea unitate de preparare, proprie de preparare a hranei și de servire mese pentru copii din grădiniță și din școala primară și gimnazială. Și va fi un soi de bună practică pentru toate celelalte școli de același model din județ. Lucrul interesant este că această școală este în cartierul Columbia, o zonă pe care foarte mulți au blamat-o de multă vreme, însă este o zonă care a început să se întinerească, este o zonă care a început să se schimbe și a zice că deja părinții
dovezi mai multă apetență pentru a-și trimite copiii la școală și sunt mai atenți în legătură cu educația, păstrează mai bine lucrurile care s-au făcut acolo. Școala, sala de sport, dotările din jurul școlii, grădinița, toate acestea au fost înnoite, totul este nou acolo și dacă se va realiza și această cantină, cum spun, este un lucru deosebit. Nici celelalte școli nu au fost date la o parte, fiecare din școli primește toate cheltuielile materiale de care are nevoie, astfel încât anul ăsta să poată să își desfășoare normal activitatea. Sigur, primăria are multe activități, pe lângă asistența socială de care am vorbit, de sănătate și de educație, avem activități care înseamnă infrastructura și serviciile publice. Vorbim aici de dezvoltarea sau de reabilitarea unor rețele termice, care țin de punctul termic 2 și de respectiv punctul termic 10. Vorbim despre reabilitare de trotuare, de străzi, aproximativ 10 milioane de lei, 10% din bugetul din acest an, sunt alocați numai pentru reabilitare de străzi. Un număr important, sunt 40 de străzi din programul din anul acesta, care vor intra în reabilitare prin înlocuirea bordurilor și înlocuirea asfaltului deteriorat. Spune că și capitolul de cultură nu este uitat, alături de ceea ce am discutat până acum. Pe cultură este o finanțare importantă astfel că toate evenimentele din 2019 să poată fi realizate, se adaugă și realizarea unor obiective de cultură. Pe fonduri europene înseamnă începerea lucrărilor la Muzeul de Istorie și Arheologie din Cernavodă, Muzeul Axiopolis, la care se adaugă transformarea fostei garnizoane a orașului în muzeul local. În prezent, Cernavodă are aproximativ 30% din străzi asfaltate, proaspăt asfaltate. Cu cele 40 de străzi care se realizează în acest an, ajungem la un procent de 80% din totalul străzilor. Și noi sperăm că în 2020, practic toate străzile, pentru că unele mai au probleme de infrastructură, spre exemplu, înlocuirea unor conducte de, sau montarea unor conducte de canalizare, cum e strada Corbului, strada Pelicanului sau alte străzi, au nevoie de repararea sau montarea infrastructurii de acest tip și apoi asfaltarea. Ele vor fi realizate în anul următor și, practic, după 2020 se intră într-un program de mentenanță, de întreținere a asfaltului pe aceste străzi. Activități de mentenanță pe spațiile verzi existente, îmbunătățirea acestora, montarea de mobilier urban, se vor monta coșuri, bănci, se vor toaleta parcurile existente, se vor monta 5 locuri noi de joacă în oraș. Aceste 5 locuri completează un prim loc de joacă care este în acest moment în lucru și se află la strada Megidie, intersecția cu San Sebastian. Noi credem că este un punct de intrare în Cernavodă care va impresiona atât pe vizitatori cât și pe cei care locuiesc în cartierul Trust. Pentru că plecasem de la ideea de salubritate stradală, 30 de locuri noi de depozitare a deșeurilor în containere vor fi realizate în acest an. Vorbim de sistemul subteran de colectare a deșeurilor care a fost implementat încă de anul trecut la Cernavodă și care va continua în acest an. Și practic în 2020 vom avea toate amplasamentele de colectare a deșeurilor în mod colectiv subterane, astfel încât să se elimine mirosurile, aspectul necivilizat al depozitării acestor deșeuri și, nu în ultimul rând, un nivel de viață, un nivel de trai, dacă vreți, mai ridicat prin faptul că este un mediu mult mai curat. A fost o ședință postură obișnuită, pentru că ședințele comisiei s-a discutat destul de mult pe tema bugetului și acolo s-au lovit aspectele care necesitau ceva atenție. Chiar pot spune că a fost constructivă în sensul în care și grupul din opoziție a venit cu propuneri, au fost acceptate și a fost un lucru bun. Punctul nostru de vedere este destul de bun pentru a putea aduce proiectele mai departe, cele pe care le-am propus. Și credem că putem să ne descurcăm cu aceste sume. Învățământul, sănătatea și partea de transport. În sensul în care drumurile și străzile din Cernavodă merită o atenție deosebită. Deci pentru fiecare în parte avem anul acesta, pot să vă spun că s-a alocat o sumă mare, o suficientă pentru a putea să trecem la rezolvarea acestor probleme legate de străzi, dacă pot spune. Iar pentru spital, o investiție care e îmbucurătoare pentru medicii de acolo, îi poate ajuta să rezolve cazuri în fază incipientă. Mă refer la un mamograf care a fost la fel propus de colegi și s-a introdus felicitări de investiții, care va aduce un beneficiu mare spitalului în Cernavodă și acelor locuitorilor din zonă. Pentru învățământ, este pentru prima dată când încercăm un proiect pilot
copiilor să servească masa pe perioada timpului cât sunt la școală, pentru că, știți cum este, eu un concept acum, ar trebui practic ca fiecare copil să ajungă să-și susțină cursurile, să poată servi masa și apoi când merge acasă să nu fie nicio problemă în acest sens.